Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În această seară nu vom vorbi nici despre politică, nici despre economie, nu vom face nici agricultură. Vă propun un exercițiu de cultură. Știm cu toții, din păcate, există în România foarte multe monumente arhitecturale de o valoare sentimentală deosebită, monumente care, din păcate, nu se află într-o stare foarte, foarte bună. Avem, spre exemplu, și în Sălaj astfel de probleme. Vă dau un singur exemplu, casa lui Horea din comuna sălăjană Cizăr. Casa e prea mult spus, n-a mai rămas decât, nu știu, n-a rămas decât niște bârne din lemn putrezit și o amintire că acolo a fost cândva Horea. E bine, nu știu ce s-a întâmplat cu acea casă, există intenții, se vorbește de ani de zile că va fi restaurată, că va fi salvată, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat. Din păcate, nu este singurul caz aflat într-o astfel de situație în Sălaj. Vreau să vorbim în această seară despre casa memorială a marelui om politic Iuliu Maniu, doamnelor și domnilor din localitatea Bădăcini, o casă care, din păcate, are nevoie de ajutorul dumneavoastră, a tuturor românilor, pentru a salva acea parte din istoria, nu doar a județului Sălaj, a localității Bădăcini, parte din istoria românilor. Despre problemele existente la Bădăcini vom vorbi în această seară cu părintele Cristian Borz, preot greco-catolic. Domnia s-a avut bunăvoința de a veni în studioul Sălăjanul TV. Părinte, lăudat fie Iisus! În veci, amin! Mă bucur că ați venit în studioul nostru. Din păcate, nu discutăm despre un caz fericit în această seară. Însă, realitatea este una singură. Casa memorială Iuliu Maniu din Bădăcini. Ne dorim casă memorială. Din păcate, nu se află într-o stare deloc bună. Are nevoie urgent de intervenții pentru a salva, așa cum spuneam, acea parte din istorie. În ce stare se află pentru început această casă, după care vom vorbi și despre istoria acestui imobil? Casa se află într-o stare avansată de degradare, chiar în prag de prăbușire. Casa fiind foarte veche, construită la 1879 de către tatăl lui Iuliu Maniu, Ioan Maniu, inițial această casă a fost construită ca și o casă la vie. Și a fost construită în perioada în care Ioan Maniu era judecător la Șimleu Silvaniei. Dar după moartea lui, Clara Maniu, mama lui Iuliu Maniu, s-a mutat la Bădăcini și a extins această casă. Ultima parte a casei a fost construită în anii 30, partea care este chiar cea mai bine conservată din toată casa. Sigur, casa este construită din cărămidă nearsă sau o parte combinată cărămidă nearsă cu cărămidă arsă. Sigur, timpul și-a făcut practic jocul în acest caz. Așa este. Așa este. Astăzi plouă prin acoperiș. Pereții sunt șubrezi. Casa este ușor înclinată, toate grinzile din lemn sunt aproape putrezite. Am văzut niște fotografii realizate de colegi de-ai mei și tavanul, nu știu, spart, căzut. Așa este. Din cauza ploii, grinzile s-au putrezit, acoperișul aproape stă să cadă. Deși noi am schimbat în urmă cu 3 sau 4 ani peste 500 de țigle, sigur, fiind foarte vechi, celelalte se sparg și ploaia își face loc. De asemenea, fundația nu este una foarte solidă, pentru că ea este construită cu piatră din măgura Șimleului, care știm că conține foarte mult calcar. Se macină foarte repede. Astfel că casa necesită acum o intervenție urgentă. Noi am făcut parohia, proiectul tehnic, astăzi este gata, cu toate avizele, cu toate studiile care au necesitat, el fiind monument istoric, a trebuit să lucreze o echipă de arhitecți autorizați de Ministerul Culturii. Când am început noi proiectul în Sălaj, nu era nimeni avizat de Ministerul Culturii, astfel că a trebuit să aducem o echipă din Oradea, care a realizat proiectul tehnic, este gata, căutăm fonduri pentru a începe lucrările și pentru a putea să mai salvăm ceea ce se poate din această casă.
a salva acest loc care, sau în care s-au luat decizii importante de-a lungul vremii, pentru, în special pentru românii din Ardeal. Fac precizarea, părinte, doamnelor și domnilor, că sunt niște conturi bancare pe care nu vi le prezentăm acum, le vom prezenta în zilele următoare, astfel încât acolo se pot face donații și în lei și în valută, nu? Da, da. În toate deschise la bănci comerciale. Este foarte important, zic eu, să salvăm și această parte din istorie, pentru că ne vom trezi noi și copiii noștri nu peste multă vreme, că nu vom vedea această casă decât din fotografii. Și atunci va fi o mare, mare problemă dacă uităm cine suntem, înseamnă că uităm un control mergem din punctul meu de vedere. Părinte, casa are nevoie de o sumă mare de bani. Acum, bine, o să spuneți, vorbim de valori. E o sumă imposibilă sau e o sumă omenească? Din punctul meu de vedere, este o sumă omenească, așa cum spuneți. 350.000 de euro înseamnă reabilitarea casei, chiar și aranjarea ei ca și muzeu. Pentru că noi asta dorim. Să o reintroducem în circuitul muzeistic, în circuitul turistic al sălajului și chiar al țării. Dar urgent acum ar fi, după estimările arhitecților, pentru că i-am rugat să extragă din acest proiect, care este foarte mare și stufos, lucrările urgente, care ar însemna subzidire, niște stâlpi, niște centuri și apoi refacerea în totalitate a acoperișului. Acum vreți, practic, să o puneți în siguranță, să nu cadă. Exact. Să fim siguri că ea nu se prăbușește. După aceea, sigur, finisajele, aranjarea ca muzeu se pot face în etape, dar urgent acum este consolidarea ei. Vreau să discutăm în cele ce urmează, ca să-și facă cei care ne privesc o idee, părinte, nu știu, despre istoria acestui loc, după care vom mai reveni și la starea în care, din păcate, se află această casă. Casa, spuneam că a fost construită de către tatăl lui Iuliu Maniu. Da, Ioan Maniu, care este nepota lui Simeon Bărnuțiu. Mama lui Ioan Maniu a fost sora lui Simeon Bărnuțiu. Ioan Maniu a fost întreținut la școală de către unchiul său, unchiul cel mare, așa îi se spunea în familie, și Ioan Maniu a vrut să urmeze teologia, dar Simeon Bărnuțiu a fost cel care l-a îndreptat spre drept, spunând că odată ce ar deveni avocat, ar putea să lupte mult mai mult sau să ajute mult mai bine românii din Transilvania. Și într-adevăr, așa și face, urmează facultatea de drept și va fi unul dintre luptătorii pentru drepturile românilor din Transilvania. Pe linie maternă, Iuliu Maniu, mama lui Iuliu Maniu, este fiica vicarului foraneu al Silvaniei, Demetriu Coroianu, un alt luptător pentru drepturile românilor. Fratele Clarei Maniu a fost Iuliu Coroianu, principalul redactor al memorandumului de la 1892. Clara Maniu va fi președinta Reuniunii Femeilor Sălăjene, o asociație de emancipare a femeilor din țara Silvaniei, în mod special. Aici, la Bădăcini, erau organizate foarte multe întâlniri. Clara Maniu organiza aceste întâlniri, aducea fete din prejurul Șimleului, din țara Silvaniei mai precis, unde încerca să le educe, să le învețe să scrie, să citească. Știm foarte bine că în vremea aceea femeile aveau acces mai puțin la... Da. Am ființat foarte multe școli. Organiza la Șimleu concerte caritabile cu care erau sprijinite fete care urmau anumite studii. Sau sora mai mică a lui Iuliu Maniu, Cornelia, a înființat la Șimleu Silvaniei a fondat un orfelinat pentru fete, unde a strâns fete orfane din prejurul Șimleului. Venind la casa de la Bădăcin, aici s-au perindat foarte mulți oameni politici și aici în casă s-au luat hotărâri foarte importante pentru românii, în special pentru românii din Ardeal.
Aici au fost președinții Partidului Național Român, Ion Rațiu, Gheorghe Pop de Băsești, sau fruntași ai românilor din Ardeal, care au alcătuit memorandumul de la 1892. Fruntași naționali țărăniști de mai târziu, putem aminti aici pe Ion Mihalache, care l-a vizitat de foarte multe ori pe Iuliu Maniu, mai ales în perioada în care el s-a retras la Bădăcin. A fost o perioadă în care s-a retras la Bădăcin. Sau putem aminti în alți ierarhi, precum episcopul Iuliu Hosu, cel care a citit proclamația de la Alba Iulia, episcopul Valeriu Traian Frențiu de la Oradea, episcopul Ioan Suciu, ultimul de rezonanță în Biserica Greco-Catolică. Da, și chiar martiri, morți și ei la Sighet, în temnița de la Sighet, și își așteaptă învierea morților în același câmp deschis, în cimitirul săracilor de la marginea orașului, de pe malul Tisei. În 1929, atunci când a murit Clara Maniu, mama lui Iuliu Maniu, a fost în vremea aceea, Iuliu Maniu era prim-ministrul României. A fost prezent tot guvernul României, a fost prezent la Bădăcin. Iuliu Maniu a avut o carieră politică întinsă pe 56 de ani. Și calitatea care l-a propulsat pe prima scenă în politică a fost moralitatea ireproșabilă. De aceea, istoricul, am un lapsus acum, l-a numit Iorga, Nicolae Iorga, l-a numit Sfinxul de la Bădăcin. Sfinxul, tocmai pentru că rămânea mereu ferm în deciziile pe care le lua, dar și pentru înțelepciunea de care dădea dovadă atunci când lua o decizie pentru țară. Iuliu Maniu nu este important doar pentru Bădăcin, doar pentru Sălaj, este un simbol național, el a avut o contribuție majoră în realizarea Unirii de la 1918, și știm foarte bine că intelectualii ardeleni adunați la Arad l-au așteptat pe Iuliu Maniu să răspună exact care este decizia pe care ar trebui să o ia, și atunci Maniu a spus rupere totală, adică unirea cu România. Părinte, vreau să revin la ceea ce ați spus dumneavoastră, faptul că Iuliu Maniu a ales la un moment dat să petreacă un timp la această casă, din păcate, care are nevoie de mare ajutor în zilele noastre. Ce s-a ales de această casă în timp? După arestarea lui Iuliu Maniu, în 1947, Iuliu Maniu n-a mai fost la Bădăcin din 1940. Au trecut 7 ani? Mai, da. În mai 1940, chiar de ziua lui Corneliu Coposu, Corneliu Coposu a fost secretarul personal, vin în luna mai și chiar de 20 mai Corneliu Coposu sărbătorește ziua la Bădăcin. Este ultima dată când vede dealul Țarinei, așa se numește locul în care se află casa. Știm că în septembrie a căzut Ardealul, nord-vestul Ardealului, apoi, prins cu toate problemele politice de la București, nu a mai venit la Bădăcin. Practic n-a mai văzut Bădăcinul niciodată. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Iuliu Maniu, deși a locuit în București din 1920 până în 1947, când a fost arestat, n-a avut o locuință personală. Casa de la Bădăcin a fost casa lui de suflet. Era locul pe care el îl numea acasă. De altfel, este și un citat pe care îl avem în muzeul nostru. Spunea Iuliu Maniu: la Bădăcin parcă și aerul este mai proaspăt, în liniștea grădinii uit greutățile zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat acasă. Acesta era locul pe care el îl numea acasă. După arestarea lui Iuliu Maniu, sora sa mai mică, Cornelia, cea care a devenit călugăriță în Ordinul Franciscan, a rămas să întrețină casa. Dar va fi și ea arestată și după câțiva ani de închisoare,
va muri de foame în domiciliu forțat, într-o casă din Șimleu, Silvaniei. După arestarea surorii sale, casa va deveni pe rând depozit de îngrășăminte chimice, apoi va deveni sediu de gostat. În 1971 se va înființa acolo o tabără pentru pionieri, iar în 1982 se va înființa un centru pentru copii cu handicap sever. Acești copii vor locui chiar în casă. Și au locuit acolo până în 1994, când o comunitate din Germania le va construi niște căsuțe în curte, lângă, în prejurul casei memoriale. Acest centru funcționează și astăzi. În 1941, Iuliu Maniu și-a lăsat prin testament, scrie ultimul testament, și și-a lăsat întreaga sa avere Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, cu scopul precis ca domeniul de la Bădăcin să fie folosit pentru educarea tinerilor. Imediat după 1990, acest testament a fost făcut public, noi am intrat în posesia lui, numai că în 1994 Consiliul Județean concesionează pe 99 de ani proprietatea de la Bădăcin, inclusiv casa. Este vorba de 4 hectare și jumătate. Noi am obținut toate documentele pentru a pune în aplicare testamentul lui Iuliu Maniu. S-a făcut inclusiv un certificat de moștenitor, iar din 1998 există și o sentință dată de Curtea Supremă prin care pedeapsa pe care a primit-o în 1947, și anume de 104 ani de închisoare, a fost ștearsă. Automat, testamentul intra în vigoare. În 47 s-a pus sechestru pe întreaga sa avere, toate terenurile. Un condamnat. Da. Au intrat în proprietatea statului. Încă o precizare aș dori să fac. Iuliu Maniu a fost un om bogat. Chiar dacă a avut atâtea funcții, a fost deputat și în Parlamentul de la Budapesta și în Parlamentul României. A fost președintele Consiliului Dirigent. A fost de 3 ori prim-ministru al României. A condus 2 partide foarte mari. Partidul Național Român din Transilvania, apoi Partidul Național Țărănesc. La Bădăcin nu are mai mult de 15 hectare de teren. Și acele erau cultivate cu viță de vie și pom fructiferi. El se mândrea cu merele și cu vinul dus de la Bădăcin și servea oaspeții spunându-le, iată, acesta este un vin de la Bădăcin. Astăzi, locuitorii din Bădăcin au învățat și practică și astăzi să cultive vița de vie pe soiuri, să facă vinurile... După cum făcea... Exact, așa cum făcea Iuliu Maniu. Deci nu a fost un om bogat. În 2004 am obținut acest certificat de moștenitor și sigur am solicitat această proprietate. Niciodată noi, ca și biserică, nu am dorit desființarea centrului pentru copii cu handicap, pentru că ar fi un nonsens al nostru. Noi ne ocupăm de îngrijirea acestor persoane care se află într-o situație dificilă, dar am cerut tot timpul o separare a proprietății. Și din cele 4 hectare și jumătate, câtele care sunt la Bădăcin, casa și mormintele familiei se găsesc pe 50 de ari. Proprietatea are 2 intrări, astfel că foarte ușor s-ar putea delimita cele 2 proprietăți, centrul să rămână în continuare cu toate dependințele pe care le au, iar noi să putem accesa fonduri externe pentru a reabilita această casă. Tocmai lipsa acestei proprietăți ne-a împiedicat să obținem fonduri în 2012 de la Ambasada Statelor Unite, în 2014 fondurile norvegiene,
De asemenea, acum urmărim un proiect, este măsura 7-6, pentru dezvoltarea satelor, care are o prevedere și pentru monumente istorice aflate în mediul rural. Dar o să vedem... Încurcă faptul că n-aveți un document de proprietate? Da, pentru că peste tot ni se cere un extras CF. Chiar dacă în 2008 Consiliul Județean ne-a dat în folosință gratuită pe 50 de ani clădirea, dar fără teren, acest lucru nu ne ajută. Noi am sperat atunci că vom putea obține fonduri. Dar proiectele pentru finanțare trebuie depuse de către proprietar. Ori proprietar este Consiliul Județean. Iuliu Mariu n-a lăsat un document sau nu avea un document să știu astfel de chestiuni vis-a-vis de dreptul de proprietate? Sigur că da. Avem foaia de avere pe care am obținut-o de la Cartea Funciară. După moartea mamei sale, s-a făcut acea succesiune a proprietății și toată proprietatea a trecut în proprietatea lui Iuliu Maniu, în 1930. De asemenea, am mai găsit un document prin care dădea voie surorilor sale, Elena și Cornelia, să locuiască la dealul Țarinii. Era un fel de flotant, am putea să-i spunem, de era înregistrat în Cartea Funciară. Asta e important. Da. Că ele pot să locuiască în casa din dealul Țarinii. Sigur, documente există. Și nu v-au fost de folos aceste documente? Din păcate, până acum nu. Până la urmă, intenția noastră este una bună, de a salva această casă. Nu dorim altceva decât să putem salva această casă, să o putem reabilita, ea să devină muzeu, acolo să putem face activități cu tineri, așa cum și-a dorit Iuliu Maniu în testament. Să folosim acea proprietate pentru educarea tinerilor. Noi deja începem și am făcut activități și la Bădăcin, anual, organizăm foarte multe activități cu tinerii. Probabil dumneavoastră sau telespectatorii noștri au putut să citească în presă în luna august, mai precis în 22 august, există un pelerinaj, se numește Bădăcin Siget. Și sunt peste 100 de tineri care pleacă de la mormântul simbol al lui Iuliu Maniu de la Bădăcin, pe jos, 165 de kilometri, până la Siget. Este un pelerinaj dedicat tuturor martirilor care și-au pierdut viața în temnița de la Siget. Știm că temnița de la Siget era supranumită în vremea aceea temnița demnitarilor. Acolo și-au pierdut viața peste 200 de intelectuali, spuma intelectualității din acea vreme. Spuneați că există un mormânt simbol, practic este un mormânt gol, acolo ar fi trebuit să ajungă osemintele marelui om politic. Așa este. Iuliu Maniu și-a dorit să fie mormântat la Bădăcin. Mai mult, spunea el, aș vrea să fiu înmormântat alături de părinții mei și să fiu dus la mormânt, așa cum este tradiția, de către patru feciori care să ducă sicriul de la biserică până la mormânt. Iuliu Maniu n-a fost căsătorit niciodată. Sunt mai multe motive pentru care n-a făcut-o. Dacă doriți, putem dezvolta. Sora mai mare, Elena, a fost căsătorită cu preotul Ioan Pop de la Năsăud, care va deveni profesor la seminarul de la Gherla, dar și vicarul foraneu al Năsăudului. Din această căsătorie au rezultat 5 copii. Numai că Elena va rămâne văduvă la numai 35 de ani. Ioan Pop va muri la 42 de ani și vor rămâne cei 5 copii. Dar Iuliu Maniu i-a promis cumnatului său pe patul de moarte că va educa și va crește el acești copii. În vremea aceea, Iuliu Maniu era avocatul mitropoliei de la Blaj și s-a ținut de cuvânt, a luat acești copii, i-a dus la Blaj, i-a întreținut la cele mai bune școli din vremea aceea. Unul dintre băieți, Ionel Pop,
va fi unul dintre secretarii Unirii de la 1918. Foarte interesant. Celălalt băiat, Matei, va lupta alături de Iuliu Maniu în primul război mondial, dar din păcate el va muri pe frontul din Italia și Iuliu Maniu i-a adus o semintele la Bădăcin și la mormântul lui s-au făcut slujbele pentru eroi până acum târziu, fiind considerat pe bună dreptate un erou. Acesta a fost un motiv pentru care Iuliu Maniu nu s-a căsătorit, pentru că și-a dedicat oarecum mare parte din activitatea sa educării acestor copii, dar și pentru că după modelul preoților catolici, care au această posibilitate de a nu se căsători, de a rămâne celibi, a dorit să-și dedice întreaga viață slujirii țării. Bunicul său, care a fost preot, Demetru Coroianu, a avut o mare influență asupra educației lui Iuliu Maniu. Fapt pentru care Iuliu Maniu își serba ziua onomastică de Sfântul Dumitru, chiar dacă nu îl chema Dumitru, în memoria bunicului său. Avea un respect deosebit pentru el și îi spuneau în familie Moșucul cel Mare. Și chiar și Corneliu Coposu povestește că era foarte mirat de ce Iuliu Maniu își serba ziua onomastică în 26 octombrie de Sfântul Dumitru și le-a explicat în memoria bunicului său. Luăm o scurtă pauză de publicitate, părinte, doamnelor și domnilor, ne reauzim peste câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat, o ediție specială în care vrem să atragem atenția asupra faptului că acea casă memorială a lui Iuliu Maniu din localitatea Slăjeană Bădăcini are nevoie urgentă de sprijinul dumneavoastră pentru că trebuie salvată, aflându-se, din păcate, în momentul de față, într-o stare dezastruoasă. Nu cred că greșesc dacă spun dezastruoasă. Chiar așa este. Are nevoie de intervenție rapidă. Rapidă, altfel riscăm să se prăbușească. Am aflat de la noastră, părinte, pauza de publicitate, că ați reușit să recuperați din obiectele marelui om politic. Încercați să amenajați un muzeu acolo, dacă se va găsi o soluție financiară astfel încât această casă să fie restaurată și salvată. Așa este. După arestarea lui Iuliu Maniu și după ce nici sora, Cornelia, nu a mai putut să locuiască acolo, obiectele din casă au ajuns ori pe la Săteni, ori în diferite instituții din Șimleul Silvaniei. Noi le-am urmărit și am reușit în parte să le recuperăm. Este vorba de biroul lui Iuliu Maniu, pe care l-am adus recent de la Șimleul Silvaniei, un covor care a fost în casa de la dealul Țarenii și care a ajuns prin Baia Mare, sau ultimele obiecte pe care le-am adus în 2012. Este vorba de bastonul cu care a fost arestat Iuliu Maniu, o pălărie de vânătoare care poartă pe interior anul nașterii lui Iuliu Maniu, 1873, și care a fost primită ca și cadou de la autoritățile austriece, care era într-o relație foarte bună. Iuliu Maniu și-a făcut studiile la Viena, la Berlin. La Berlin și-a luat doctoratul în drept. Precum și o batistă cu monogramă lui Iuliu Maniu și, un alt lucru interesant, o mariță de încălțat cisme. Este un obiect din lemn, care era folosit la încălțarea celor cisme mari înalte, care nu era foarte confortabile la încălțat, probabil. Așa este. Această mariță a fost confecționată în atelierul de tâmplărie al închisorii de la Sighet. Și tâmplarul a inscripționat pe acest obiect câteva date despre Maniu, sperând că la un moment dat acest obiect va ajunge afară și lumea va ști când a murit Maniu și în ce condiții a murit Maniu. La sfârșitul anului 2006,
ofițerul politic al închisorii de la Sighet, Alexandru Satmari, încerca să vândă aceste obiecte pe Piața Neagră. Un jurnalist din Sighet l-a descoperit și a anunțat procuratura militară de la Cluj. Imediat i s-au confiscat aceste obiecte, s-a deschis o anchetă penală împotriva lui. Noi, aflând din presă despre aceste obiecte, am făcut o solicitare parchetului ca atunci când se va finaliza ancheta, aceste obiecte să ajungă la Bădăcin, de acolo de unde... Așa cum a și normal, până la urmă. Da, da. Numai că ancheta a luat amploare, obiectele au ajuns la parchetul de pe lângă Înalta Curte, de la București, dar între timp, acest Alexandru Satmari, care era foarte în vârstă, moare. Cei de la parchet, de la București, au trimis obiectele soției lui Satmari. Noi am tot făcut solicitări să vedem pe unde sunt. La un moment dat, ni s-a spus de la București că ele se află la Sighet, din nou. La soția, soția celui care murise. Da, da. I-am rugat pe cei de la București să ne ofere, să ne dea o adresă, să vedem unde le putem găsi. I-am scris o scrisoare doamnei de la Sighet, doamnei Satmari, nu ne-a dat niciun răspuns. După o lună și ceva, cred, m-a sunat fiul doamnei din Germania, spunându-mi că obiectele sunt la mama dânsului și că pot să mă duc să le aduc, doar că are dorința ca ele să ajungă în casa de la Bădăcin. I-am spus, aceasta este și dorința noastră și de aceea din 2006 le tot urmărim. Și în octombrie 2012 au ajuns din nou acasă. Acestea sunt ultimile obiecte, dar mai avem și altele foarte importante. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de când Iuliu Maniu a participat la primul război mondial. Deși, fiind jurist consultul Mitropoliei de la Blaj, el era scutit de a merge la... de la război. Și totuși participă. Octavian Goga a scris atunci un articol, Pleacă și Maniu. Iuliu Maniu este rănit pe frontul din Italia și va avea o tijă, a fost operat și a avut chiar o tijă în piciorul stâng. Noi avem acel semn de identitate pe care soldații îl au în război, este acel obiect pe care îl poartă la gât, închis într-o cutiuță metalică și în care sunt inscripționate data încorporării, batalionul din care face parte, religia și inclusiv cui trebuie încredințat dacă moare. Avem acest semn de identitate în original la Bădăcin. La fel, mai avem obiecte din vechea capelă. Iuliu Maniu, înainte de a fi fost un mare om politic, a fost foarte credincios. Bunicul său, Demetriu Coroianu, vicarul Șimleului, a avut o influență majoră în educația lui. De aceea a avut o capelă personală, unde preotul satului celebra aproape zilnic, dar și în sărbători, după ce celebra liturghia în biserica parohială din sat, celebra și acolo. Și era foarte multă lume, mai ales din partea satului dinspre casă, care participa acolo la liturghie. Avem obiecte din vechea capelă, fețe de masă, cu monograma familiei Maniu și anul când au fost făcute, foarte bine conservate, 1923. Avem cărți de cult, precum liturghierului, ediția lui Timotei Cipariu, foarte, foarte vechi, legat în piele, și multe alte obiecte, precum potir, disc, cele care sunt folosite la exercitarea cultului liturgic. Și acestea le avem la Bădăcin. Ar alcătui probabil un muzeu extraordinar. Așa este. Avem nevoie de spațiu unde să le putem expune. Spațiul cel mai potrivit ar fi chiar în casa. Sigur că da. Atunci când s-a realizat proiectul tehnic, noi l-am realizat împreună cu Direcția pentru Cultură și cu Muzeul de Istorie și Artă Zalău. Specialiști de la muzeu, împreună cu ei, am stabilit fiecare cameră ce destinație o să aibă
atunci când va fi gata casa și va fi amenajată ca și muzeu. De altfel, muzeul are sarcina de a face cercetări până atunci și când va fi totul gata să amenajeze așa cum trebuie cei care vin să vadă într-adevăr o casă memorială frumos aranjată așa cum trebuie. Iar eu sunt convins că nu vom duce lipsă de vizitatori, pentru că, și aș vrea să dau un exemplu, pentru micul muzeu pe care noi îl avem amenajat la demisolul bisericii noastre, anual trebuie să facem pentru Institutul pentru Statistică acel raport cu câți vizitatori am avut. Și spre surprinderea mea, în 2014 am avut peste 500 de vizitatori. În acele condiții, în care sunt. Ne putem imagina dacă ar fi muzeul gata, câți vizitatori am putea să avem. Aici avem nevoie, doamnelor și domnilor, încă o dată de sprijinul noastră pentru a salva această bucățică din istoria României. Părinte, vreau să aveți un dar din punctul meu de vedere de a povesti foarte frumos. Vreau să vorbim puțin și despre partea urâtă a vieții marelui om politic, când a fost el practic omorât. Din păcate, spuneați că există acel mormânt simbol la Bădăcin, dar este un mormânt gol. Se știu, s-au făcut cercetări, e o poveste lungă cu osemintele lui Iuliu Maniu. Nici acum, cu toată tehnologia existentă în momentul de față, ADN, teste, carbon și așa mai departe, tot există o problemă, din păcate. Da. Prima tentativă de a se găsi osemintele și de a ajunge ele la Bădăcin, așa cum și-a dorit Iuliu Maniu. El și-a dorit să-și doarmă somnul de veci în dealul Țarinii, alături de familia sa. Acolo se află familia? Sunt, da, mormântați părinții, sora Elena și nepotul Matei, care a murit pe frontul din Italia, precum și sora Cornelia, care a fost înmormântată inițial la Șimleu Silvaniei, dar în 2000 i-am adus osemintele la Bădăcin, alături de familie. Iuliu Maniu avea un respect deosebit față de morți. Spunea el că un popor care nu își respectă morții este un popor fără viitor, deoarece nu are trecut. Și ceea ce am aflat de la săteni, eu am avut privilegiul de a întâlni oameni care l-au cunoscut pe Maniu. Și mi-au povestit că atunci când venea acasă, niciodată nu intra în casă să-i salute pe cei din casă, ci mai întâi urca la mormintele familiei, unde spunea o rugăciune. Iar Ionel Pop, nepotul său, povestește că au ajuns acasă într-o vară pe o ploaie torențială. Iar Ionel Pop a fugit repede la adăpost, în casă. Iuliu Maniu a urcat spre morminte. Și Ionel Pop l-a întrebat: unchiule, plouă, pot să urci mai târziu? Iar Maniu i-a răspuns: dragul meu, atunci când îți propui ceva, trebuie să o faci indiferent de condiții. Am făcut o paranteză. În 1971, cei care mai trăiesc încă din familia Maniu, și este vorba de strănepoții din partea surorii Elena, este vorba de părintele Matei Boilă de la Cluj și fratele dânsului Ioan Boilă, doctorul Ioan Boilă, au făcut o cerere către conducerea Partidului Comunist, special către Nicolae Ceaușescu, pentru a le indica locul în care a fost înmormântat Iuliu Maniu și pentru a-l putea îngriji. Spre surprinderea lor, au primit un răspuns și li s-a spus că o să li se dea osemintele, să le ducă la Bădăcin, să fie mormântate, dar fără să se facă mare tantam. Din dosarul de la CNSAS am găsit toate aceste interceptări și toate aceste rapoarte ale securității din 1971. Familia a cerut atunci să participe la deshumare. Inițial li s-a promis că așa va fi, dar după o lună și ceva, un ofițer al securității le-a bătut la poartă și le-a spus: am adus osemintele, puteți să le duceți la Bădăcin. Familia a cerut dovezi, cum era și normal. Ofițerul le-a oferit un certificat medico-legal care, sigur, a fost făcut undeva, nici de cum nu era real. Și ceea ce nu știa acest ofițer,
și știa doar familia, a fost acest fapt că Iuliu Maniu a fost rănit în primul război mondial și că în piciorul stâng avea o tijă. Primul lucru pe care l-au verificat în acea fișă medicală a fost existența acestei tije care nu era. Sigur, familia a refuzat, iar acest ofițer le-a spus, dacă nu sunt acestea, vă aducem altele, pentru că la Sighet mai avem și altele. În 2006, noiembrie, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a început săpăturile în cimitirul săracilor. După ce Alexandru Satmari a fost interogat, le-a spus un lucru care nu se știa până atunci, că Maniu a fost înmormântat într-o ladă, dar pentru că lada pe care o aveau la îndemână în închisoare era prea mică, i-au fost retezate picioarele. Și le-a indicat un loc unde să sape. Și într-adevăr, s-au făcut săpături, au descoperit un schelet cu picioarele retezate, s-au luat probe din acel schelet, au fost trimise la București pentru expertiză. Foarte ciudat este că niciodată acele rezultate nu s-au mai întors la Sighet. Era cea de-a doua tentativă de a se găsi osemintele și de a ajunge la Bădăcin. Eu mi-amintesc atunci când m-am bucurat foarte tare și chiar am luat legătura cu cei de la Sighet ca osemintele să ajungă la Bădăcin, așa cum Iuliu Maniu și-a dorit acest lucru. O poveste cutremurătoare, zic eu, poveste care ne aduce în actualitate istoria, până la urmă, unui om din Sălaș care ne-a reprezentat peste tot în această lume. Dar, din păcate, o poveste cu final tragic. Vreau să revin, părinte, pe final de emisiune, prin a trage un semnal de alarmă, că această casă, din păcate, nu va rămâne mult în picioare, că este nevoie de intervenție rapidă, că este nevoie de bani, doamnelor și domnilor, pentru aceste intervenții. Din păcate, în această lume, în momentul de față, costă aproape totul. Iar, eu zic eu, această parte din istorie merită efortul nostru, astfel încât să o putem arăta și generațiilor următoare. Părinte, nu vreau să încheiem această emisiune, pentru că ne-ați vorbit despre toate aceste lucruri deosebite, fiind și în postul Sfintelor Sărbători. Nu știu, dacă dumneavoastră aveți un mesaj pentru sălăjeni, pentru comunitatea pe care dumneavoastră o păstoriți, eu zic că ar fi un moment foarte frumos să le vorbim. Sigur, cu mare plăcere. Vorbim de Iuliu Maniu, care este un martir al neamului. El și-a dăruit viața, întreaga sa viață, slujirii acestui neam. I s-a propus în acei ani tulburi să părăsească țara, dar n-a făcut-o, deși știa că va muri. De aceea s-a dus de bună voie spre moarte pentru a fi model. Ne apropiem de sărbătoarea Paștilor, care este sărbătoarea prin excelență a slujirii. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a coborât pe pământ, s-a jertfit de bună voie, nu? Să ne răscumpere pe noi din această prăpastie a păcatelor. Mai avem încă 2 săptămâni de post. Pentru cei care l-au petrecut, să spunem, așa cum prevăd canoanele, Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru cei care poate nu l-au petrecut așa cum trebuie, există această ultimă săptămână. Este săptămâna mare, săptămâna patimilor, în care Biserica ne propune un parcurs al căii crucii. Și cum citim în noaptea de înviere, că sunt bine primiți și cei care vin în al 12-lea ceas, iată că în această perioadă putem să recuperăm și să trăim autentic acest model al slujirii. Al slujirii prin excelență. Putem fiecare dintre noi să ne punem în slujba celorlalți. Nu ni se cer lucruri extraordinare. Fiecare, la locul în care suntem, putem să facem ceva pentru ceilalți. Așa cum, dacă tot am vorbit despre Iuliu Maniu, sigur, la un alt nivel a făcut-o. Aceasta este propunerea mea pentru acest final de post.
Doresc tuturor sărbători sfinte și binecuvântate. Părinte, mulțumim tare mult, iar noi venim cu promisiunea de a veni la Bădăcin și de a vorbi la fața locului despre ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră, despre acea casă care are nevoie urgentă de lucrări de salvare. Mulțumim tare mult, să ne auzim cu bine. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, punem punct aceste emisiuni. Încă o dată vă reamintesc că avem nevoie de sprijinul tuturor celor care consideră că este foarte important și este într-adevăr important să salvăm această parte din istoria românilor, Casa Memorială Iuliu Maniu din Bădăcin. Mulțumim tare mult, noapte bună!